Vorbim de pasiune, vorbim de dans. Și ce ați văzut acolo sunt mici antrenamente pentru balet, dans contemporan, dar mult mai multe o să ne spună astăzi Oana Ioniță, care este în platou alături de noi, să ne spună despre pasiune. Asta vorbim noi aici, despre pasiune, despre dans. Bun. Bună, Ionuț! Mă bucur că vin la voi și mă bucur că faceți o emisiune atât de bună legată de after school, de activitățile pe care ar trebui să le aibă copiii după timpul petrecut, acel timp la școală, care nu se termină niciodată, pentru că timpul ăla de la școală se prelungește cu acasă, cu orele pe care le fac, încă pregătire, engleză și alte lucruri, bunicii toți sunt alarmați, părinții la fel, când terminăm noi orele. Și când terminăm temele de făcut, că sunt foarte multe, acum, mă rog, copiii intră în vacanță, dar au și pe vacanță foarte multe teme și toată tevatura asta trebuie să se... cumva ai nevoie și de o mică plăcere în viață, așa cum cei adulții știu să-și fabrice aceste plăceri și să știe unde, să-și caute recreația, citesc cărți sau... Și copiii au momentele lor de hobby-urile care pot ajunge în timp să facă parte din cariera lor sau din viața lor artistică. Din pasiune, adică asta vorbeam și noi mai devreme, spuneam că din pasiuni. Din pasiuni se nasc cariere, cum s-a întâmplat și cu, Teo. Vreau să-mi spui, tu cum ai ajuns să dansezi? La mine a fost așa o provocare cu vecina de la etajul 4, care putea să facă podul. Podul e un element în care, atunci când stai pe burtă și te împingi în brațe, poți să ajungi cu picioarele la cap. Un element care, de altfel, îl fac destul de mulți copii care fac sport, cu toate că acum nu mulți copii mai stau în fața blocului și se provoacă reciproc cu tot felul de jocuri. Noi atunci asta făceam de dimineață până seara. Tu poți să faci să ridici piciorul la cap, tu poți să faci coșulețul, podul de sus, podul de jos. Și nu făceam cine știe gimnastică, n-aveam atâtea posibilități să cunoaștem. N-aveam YouTube, n-aveam Facebook, n-aveam informația pe care o dețin copiii în ziua de astăzi. Ei stau toată ziua pe tot felul de canale sociale și își procură informațiile din America, de la școlile poate cele mai bune și noi la fel. Și atunci așa a fost cu vecina de la etajul 4 care făcea coșulețul și am zis, mama, dacă reușesc să fac coșulețul, mă dai la balet. Făceam o dată sau de două ori pe săptămână, aveam niște spectacole foarte drăguțe, atunci eram la Ploiești, că eu sunt din Ploiești, la Casa de Cultură a Sindicatelor cu doamna Marilena Eftimie, profesoara mea, care încă predă, deși și se ține foarte bine, respect pentru profesorii care fac lucrul ăsta toată viața și îi mențin, știi, că pasiunea te menține. E foarte mult exercițiu aici, foarte multă condiție fizică și atunci ce faci asta toată viața, te tonifiezi și ajungi să... Mă uit și la sportivi care ajung la o vârstă înaintată și ei sunt... Se mai și îngrașă după anumite vârste, depinde cât de bine și să te păstrezi, să ții, pentru că atunci când renunți la performanță e foarte greu să ții... E ușor să intri în zona de confort. Da, și mai departe mi s-a spus că ar trebui să dau la liceu de coreografie. Atunci toți copiii erau ori la școală de stat, nu existau școli private, erau casele de cultură și școlile de stat. Acum s-a dezvoltat atât de mult tot cercul ăsta de a învăța de la școli private și a lua informația din toate locurile. S-au deschis opțiuni. Sunt mult mai multe opțiuni și variante și prețuri și trebuie doar să alegi. Doar că, mă rog, trăim în perioada asta destul de greu încercată și toată lumea alege să facă doar lucrurile obligatorii, existențiale. Da, și din păcate uită că de fapt lucrurile astea ne mențin, pasiunile noastre, activitățile, cel puțin pe copii îi mențin partea socială. N-au voie să socializeze atât de mult, n-au voie să stea unii cu alții, n-au voie să comunice, dar pe de altă parte au nevoie să trăiască, să fie liberi, pentru că lucrurile astea le dau aripi și creează mult mai frumos. După aceea am fost la Ploiești, am stat unde m-am născut, am mutat la liceu de coreografie, unde am stat 2 ani de zile la internat, unde am învățat cât de greu este să fii pe cont propriu, pentru că părinții mă răsfățau foarte mult, eram singură la părinți și eram o răsfățată, dar am învățat să-mi iau viața în propriile mâini și mi-a fost greu atunci destul de mult, dar am luat-o pe un drum bun. Am știut că asta e lucrul pe care vreau să-l fac puțin mai târziu, pentru că la 10 ani
cât are fetița mea Isabela acum. Nu prea. Să discutăm imediat cu tine să vedem. Nu prea. Am văzut niște filmulețe. La 10 ani nu prea știi ce să faci. Știi, mai mulți părinții te încurajează, tu stai acasă, dansezi, te bucuri, dar părinții iau deciziile importante. Abia mai târziu știi dacă ăsta ți este drumul cu adevărat în viață. Și am dat la liceu de coreografie, am terminat, cei mai buni intrau la operă, am intrat la operă, după ce am intrat la operă, am zis că trebuie să fac și bani în viață, pentru că atunci salariile erau destul de mici. Și am intrat în televiziune. Mai departe a trebuit să învăț toate stilurile de dans, pentru că în televiziune trebuie să știi să fii un dansator complex, complet, polivalent, dezvoltat, și am trecut la breakdancing, la street dance, la popping, locking, waving. Mi-a plăcut să mă dezvolt și să știu mai multe lucruri despre corpul meu, că până la urmă un dansator lucrează cu propriul corp. Isabela, tu, da, și tu dansezi, pentru că am văzut că dansai cu momentele astea, să le spunem, de pandemie. Am văzut că realizați niște filmulețe acasă în care te-am văzut și pe tine dansând, iar ai dus acest lucru către performanță, da? Spune tu mai multe despre ce este vorba. Am dansat în 2020 pe online împreună cu mami. Ce să facem acasă? Dans contemporan, balet și gimnastică, și mi-a plăcut foarte mult. Chiar și acasă, dar acum, da, facem și la sală, că n-am unde să o las. Și trebuie să vină cu mine la sală. Toată ziua trebuie să facă ce fac și eu, trebuie să facă și ea. 24 din 24. A, nu chiar așa, 24, că mai și dormi. 24 din 23. Nu, eu cred 23. Că asta își dorește ea. Văd cât de mult zâmbești când vorbești despre dans. Unde vrei să ajungi făcând asta? Vreau să ajung în Rusia, la Balșoi. Este un teatru foarte mare și mare, da? În Rusia. Este și ce, cum te gândești să faci asta? Ce te gândești să urmezi după acum de la vârsta ta? Ce te gândești să faci? Ok, o să repeți la școala mamei, o să te duci mai departe. Unde vrei să studiezi? Asta vreau să... Vreau să studiez la Opera Română din București și mai departe la Balșoi. Firul normal, adică începem în local și după care o să ajungem mai departe. Ce vreau să întreb? Ce alte pasiuni ai pe lângă dans? Ce îți place să faci în timp? Păi îmi place să mă joc cu fratele meu, să cânt, dar foarte rar. Foarte. Și cam atât. Mai multe lucruri. Oana. Deci să te joci cu fratele tău pe jocuri. În principiu, cam asta este marea lor pasiune. Jocuri video sau? Jocuri video, pe da, pe jocuri pe video, pe tabletă, pe... Și vorbitul cu prietenele pe TikTok și alte rețele de socializare. Ceea ce încerc eu să fac este să diminuez tot acest timp și să-i ofer cât mai mult timp de calitate la sală sau chiar și cu... colegii pe care îi au, pentru că e foarte important ca un părinte să fie atent asupra ce fac copiii în timpul lor liber, pentru că sunt tot felul de filme, sunt tot felul de videouri care nu sunt, unele sunt recomandate, au mult mai prea multă violență sau nu sunt recomandate pentru dezvoltarea lor ca adulți. Și cred că părinții ar trebui să fie mai atenți. Încerc și eu, pe cât pot, în timpul meu liber, să-i monitorizez timpul ei liber, da, și să-i ofer... Alternative, practic. Alternative, pentru că fiecare copil are câte o pasiune. Ea acum se joacă cu fratele ei, dar i-a plăcut, îi place și pictura. A făcut niște cursuri online în perioada pandemiei. Acum, din păcate, stă toată ziua la sală. Adică după ce își termină de făcut temele, de la ora 4 până la ora 9 stă la sală, în fiecare zi. Deci sunt multe ore. Recomand tuturor copiilor să facă o activitate de 2 ori pe săptămână, să facă ceva. Dar la noi, pentru că facem de performanță și pentru că stă cu mine, este automat obligatoriu să facă multe ore. De-aia ne pregătim și pentru un concurs. Pe 31 octombrie avem Young Artist Grand Prix la sala Rapsodia, pe care îl organizez, unde, de fapt, îl organizez pentru școlile de dans private și de stat care simt nevoia să-i ajute pe copii să iasă pe scenă și să se exprime, pentru că în ultima perioadă nu putem să facem nici concursuri, nici evenimente, nu putem să ne exprimăm și am zis, indiferent cum iese, fac tot posibilul ca acești copii să-și poată urma visul.
să simt acolo emoțiile scenei, pentru că sunt, câteodată sunt copleșitoare, dar odată când te obișnuiești cu ele, ajungi să te obișnuiești cu lumina reflectoarelor, sunt lucruri minore. Le discutam și în teatru despre asta. Poți face repetiții online. Se fac acum repetiții pentru teatru online. Dar când ești pe scenă, sunt niște emoții pe care n-ai cum să le controlezi. Și e greu de descris ce simt și ce... Și ei au nevoie de asta. Au nevoie de când sunt mici să fie creativi și să se poată exprima. Dacă de fiecare dată le obligăm să nu stea acasă, să-și pună mască, să avem atât de multe restricții încât nu le mai dăm posibilitatea să aibă cealaltă variantă de a alege ce fac cu ei. Și... Da. Ai făcut cursuri online, ai da, predat. Da, și fac în continuare. Și ai început datorită acestei situații. Cum este să predai dans online? Să știi că a fost o întâmplare foarte ciudată, pentru că la început nimeni nu știa ce să facă. Deci a fost un șoc. Toți am fost speriați de toată situația asta și a trebuit să luăm o hotărâre. Eu am deschis o platformă într-o lună de zile pentru că, cum să zic, am mâncărit și nu știu. Probabil de la televiziune mi s-a am starea asta de dacă nu fac nimic, trebuie să fac ceva. Și în luna martie, când ne-au închis pe toți, am realizat o platformă online unde se pot face cursuri pentru cei care fac de performanță sau hobby, gimnastică, ritmică, dans contemporan, floorbar, balet, orice, ca să-i mențină în formă. Cum am început toată nebunia asta a fost în a face în fiecare zi câte o oră pe canalul meu de Facebook, gratuită. Pentru cine vrea să intre, făcea alături de mama, tata, purcelul, cățelul, oricine, făceam toți activități cu ce aveam prin casă. Și încercam să fim cât mai creativi. Și lucrul ăsta s-a întâmplat și am avut atât de multe vizualizări încât toată lumea a vrut să continuăm. Zic, da, da, ok, gratis, dar la un moment dat trebuie să fac ceva, că... dacă ne stăm în casă toată viața, ce facem mai departe? Și am făcut această platformă care funcționează în continuare. Am copii din Târgu Mureș, din Constanța, din Brăila, din Pitești, din Galați, din Tecuci. Am copii din țară care frecventează cursurile astea online pentru că n-au altă opțiune sau au timp liber la ora respectivă sau le place foarte mult ce lucrează cu mine și eu încerc să-mi dedic cât mai mult timp lor. Am și copii din străinătate care au mers în continuare cu aceste cursuri, da? Și și-au făcut, dezvoltat propriul lor studio acasă, la parter, la mansardă. I-au scos pe părinți, și-au pus linoleu de balet, au bări, adică văd televizor, văd mobila are și mobila are anumită bară de balet. Adică dacă au invitați oamenii respectivi acasă, acasă la ei este și studioul de balet. Dar este suficient de mare. Sunt unele săli ale copiilor care sunt mai mari decât la mine la sală. Da, și-au dorit să continue și e foarte bine. Pentru că acum merg la concursuri cu momentele pe care le fac pe online. Funcționează. Mai greu pentru că eu arăt pe parte și mă întorc, trebuie să mă întorc cu spatele. Muzica este puțin decalată, dar fiecare își filmează momentul, mi-l trimite și apoi îl facem brainstorming și reușim să scoatem momente bune. Practic și aceste lucruri se nasc din dorința de a face cât mai mult și de această lipsă de a ieși afară, cum vorbeam mai devreme. Iar lumea încearcă să găsească posibilități, să nu spună, deci nu pot să mai fac, dar nu se poate, ne oprim aici, o să începem peste un an sau când o să ne dea voie și vedem noi de atunci ce facem. Dar despre asta este vorba, să găsim soluții pentru lucrurile care ne fac pe noi fericiți. Și dacă să dansăm în fața unei camere de la vedere și practic să ne redecorăm apartamentul, camera, ca să reușim noi să ne simțim la sală, ăsta este mare lucru, să pornim din pasiune, să reușim să ne facem un mod de a trăi. Și aici vreau să vorbim puțin despre dans și cum te dezvoltă el. Poate copiii nu-și dau seama cum te dezvoltă și personal, dar și fizic. În primul rând vreau să revin legat la un aspect pe care l-ai spus numai devreme, legat de faptul că cei care se gândesc că vor renunța o lună sau două și vor relua activitatea, nu vor mai relua niciodată și le va fi foarte greu în a-și reimpune un program, în a se reorienta, în a intra din nou în circuit, este foarte greu odată ieșit. Adică le zic tuturor să nu renunțe, să încerce pe cât se poate, să vină în continuare. Spun mulți că avem bunici, avem, știu,
Dar situația asta este de un an jumate. Adică lucrurile nu se schimbă acum peste noapte. De-aia să încerce toată lumea să vină în continuare, pentru că am întâlnit foarte multe școli care s-au închis, foarte multe cluburi care, din păcate, nu mai au ce să facă. Sunt profesori foarte buni, foarte talentați, coregrafi, care pur și simplu stau acasă, pentru că nu mai au cu cine să lucreze. Și, din păcate, toată pasiunea asta a copiilor trebuie să fie... alimentată, zimic. Da, trebuie să fie alimentată, exact. Cu ce ajută pe copii, cu ce ajută să-și dezvolte toată pasiunea asta, este faptul că pot fi foarte creativi cu ajutorul muzicii pe care o ascultă, faptul că atunci când se vor crește și vor dansa, poate la nunta lor, știu să se exprime într-un fel. Cumva dansul este puterea propriei voințe sau propriului spirit de a se manifesta, și dacă reușești să fii dezinvolt, pentru că sunt mulți copii care sunt foarte tăcuți, foarte timorați, foarte timizi și încă de acasă, pentru că părinții le impun tot timpul să aibă un program și o rigoare, ei... când ajung la sală, reușesc să fie ei înșiși și reușesc să fie liberi. De asta am atât de mult folosesc cuvântul ăsta de libertate, pentru că îi văd și văd ce pot scoate din ei, un alter ego, o altă personalitate, în momentul când reușesc să se exprime cu ajutorul muzicii și a corpului. Dincolo de libertatea asta mentală pe care ți-o creează dansul, e vorba și de dezvoltarea fizică și motrică. Ai nevoie să te miști. Am întâlnit o grămadă de copii care mi-au venit la dans, chiar și adulți care vin și se apucă târziu. Își dau seama că nu știu să-și miște membrele, nu știu să se coordoneze mâna dreaptă cu mâna stângă, sau lucruri foarte simple și banale care nu țin. Dacă lucrezi ca IT-ist, n-ai nevoie să faci asta, dar la un moment dat ți-ar plăcea să-ți cunoști propriul corp, pentru că noi trăim cu mintea, cu sufletul nostru și cu corpul nostru. Dacă noi nu ne cunoaștem, trecem prin viață degeaba. Și avem nevoie de lucrurile astea. Isabela, acum vreau să întreb acum pe final de emisiune, pe tine cum te-a dezvoltat dansul? Păi am văzut-o pe mami cum dansa și am zis, dacă mie îmi place și dansam, mami a zis, mă, ce copil muncitor am, nu cred! Și m-am dus odată la balet și am început să dansez. Feia o dezvoltă foarte mult, vezi că din ce spune o ajută foarte mult complimentele. Atunci când ești apreciat, aia se ridică nivelul de stimă de sine, știi? Devii mult mai controlat. Când multă lume te apreciază și respectul de sine devine mult mai sus, ai mai mult curaj, în general. Asta ți-a dat curaj și mai multă comunicare, cred că... Comunicare, dar eu cred... fratele ei vorbește și mai mult când este pus așa, vorbește despre orice. Eu cred că a ajutat foarte mult din punct de vedere al corpului. Deci are un corp foarte frumos, foarte bine lucrat și ar putea să apuce și de modeling foarte ușor. Ajută baletul ca și lungirea musculaturii. Sunt foarte mulți copii care fac gimnastică ritmică pentru că așa este corpul lor creat și sunt foarte dinamici. Sunt copii care fac balet pentru că au musculatură lungă și au o poziție foarte frumoasă, dar au nevoie și de alungirea gâtului sau au platfus sau au probleme cu coloana. Și decât să meargă la doctor și să facă gimnastică de recuperare, fac balet. Sau dacă sunt foarte dinamici, le place hip-hop-ul, merg la strident și transpiră, sau sunt mai... nu grăsuțe, să zic așa, mai bine făcute fetițele, că sunt, dacă stau acasă și mănâncă, la un moment dat, se pune pe aici pe acolo și sunt micuțe și au nevoie să transpire, merg la zumba, merg la dans sportiv, merg la street dance și toate lucrurile astea te ajută să arăți bine. Să-ți modelezi corpul. Exact. Îți mulțumesc foarte mult, nu știu cum a trecut așa repede timpul când vorbim despre dans și despre pasiune. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți să ne vorbiți despre pasiunile voastre și despre dans. Mulțumim frumos de invitație și baftă în continuare!